pastorul proiectează pe ecran ce a predicat fiecare. Și clasa analizează, își dă cu părerea ce a fost bine, ce a fost rău. Și adesea, ocaziile astea sunt așa, ocazii de umilire și de tensiune maximă, că de obicei cuvântul de ordine sau fraza, propoziția de ordine printre studenți este asta: ăla nu sunt eu, eu n-am predicat așa. Povestește un pastor că la un examen la Andrews University, studenții aveau examen la omiletică. Și au predicat rând pe rând, s-a înregistrat și pentru că ei fac un pic altfel lucrurile decât la noi în țară, fiecare student s-a dus în biroul profesorului să vizioneze predica, nu de față cu ceilalți colegi. Și povestea că la un moment dat unul dintre studenți intră în biroul profesorului, se uită atent la înregistrare, ba chiar pe parcursul predicii mai spune: aleluia! Amin! Încurajat, mai că să aplaude, mai și la final când a spus amin predicatorul, adică el, spune și el amin, lucru care l-a șocat de-a dreptul pe profesor. Că nu mai văzuse în viața lui așa ceva. Și la un moment dat l-a întrebat cum evaluează, cum își evaluează el predica. La care, fără să se gândească prea mult, spune: excelent! De-a dreptul, excepțional! Așa o fi. Numai că toată istoria asta și cam ce știu eu că se trăiește la momentele de examen de la omiletică, gândurile astea m-au condus către un verset din Biblie care spune așa. Mica, în capitolul 6, versetul 8. El ți-a arătat, omule, ce este bine. Și ce altceva cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești îndurarea și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Ce altceva cere de la tine? Ce altceva e binele în lumea asta decât să faci dreptate, să iubești îndurarea și să umbli smerit? Știți care din cele trei e cel mai greu de adus la îndeplinire? Care, după părerea dumneavoastră? Ultima? Ei, despre ultima o să vorbim. Dacă ar trebui să-mi descrieți un om smerit, cum arată? Care sunt acele trăsături, acele trăsături, poate, de caracter fizice, care te determină sau ne determină să spunem despre cineva că este un om cu adevărat smerit? Care sunt criteriile după care faceți evaluarea? Cum arată un om smerit? Poftiți? Ca Domnul Iisus. Dar nu l-am văzut pe Domnul Iisus. Sunt de acord perfect cu dumneavoastră. Așa este. Un om smerit arată ca Domnul Iisus. De eu nu l-am văzut. Fizic pe Domnul Iisus. La asta mă refer. Cum arată un om smerit? Când eram copil la mama, mi-aduc și acum aminte că nici nu știu de unde am primit, era așa de dimensiunea Bibliei mele, așa, nu era mai mare, un A5, poate un pic mai mare. Era un, ca un suport de cărți, așa, imaginați-vă, ca un L, de lemn, din care ieșea capul unui cal. Da, poate ați mai văzut, imaginați-vă un cap de cal cu două urechi, un bot în jos, așa. Dom'le, când te uitai la calul ăla, aveai impresia așa că e un fariseu. Și mi-aduc aminte, cei care îl cunoașteți pe fratele Bălan Nicolae, că venea, mai venea pe la tata și l-a întrebat odată pe frate Năcel Mic,
Mă, de ce e mă calul ăla așa supărat? Și na, ăsta mic, era mic așa cum sunt copiii, nu știu ce să zic el de calul ăla, că nu l-a întrebat niciodată să vadă de ce e așa supărat. Și văzându-l în dificultate, tot dumnealui spune, băi, ăla nu-i mă supărat. Dar cum e, zice fratele meu cel mic? Ăla e un cal pocăit. Și de fiecare dată când mi-aduc aminte de ideea asta de pocăință, de smerenie, mă gândesc la calul ăla de acasă. Cum arată, frații mei, un om smerit? Cum îl identificăm? Astfel încât să cred că în lumea asta chiar există oameni care fac binele. Că altfel îmi pierd orice speranță, să știți. Și dincolo de asta, v-aș mai întreba ceva. Cum se învață smerenia? Ce trebuie să faci ca să ajungi la starea asta? Te naște așa? E în ADN-ul? Că parcă la lecție am vorbit că în ADN-ul nostru ce e? Ambiția, e ego-ul, da? Sunt multe alte lucruri care au rădăcini acolo și când ți-e lumea mai dragă, atunci te fac de râs. Vreau să vă așez înainte două tablouri biblice. Stă pe zidul unei cetăți și privește în zare. 27 de kilometri de ziduri, ziduri duble ce înconjoară capitala unui imperiu. Privește la grădini suspendate de o frumusețe rară, de neegalat până azi. Privește la un zid lung acoperit cu marmură pe care erau încrustate 575 de fiare, de animale, de o frumusețe rară. La citadela Esaglia, privește la templul lui Marduk, la ziguratul lui Etemenachi, care se ridica la 90 de metri în înălțime, la podul de 130 de metri peste Eufrat. Știți că se chinuie ai noștri să facă un pod de cât? 100 de metri la Brăila? 100 de metri are sau nu știu cât are? Da, și cu macarale, cu nu știu ce. Nu, el se uita și vedea 130 de metri de pod peste Eufrat. Se uită la cele trei palate regale și la alte 53 de temple, de o frumusețe rară. Și exclamă plin de forță. Oare nu acesta este Babilonul cel mare pe care l-am construit eu? L-am construit ca reședință împărătească prin măreția puterii mele și pentru gloria maestății mele? V-am citat din Daniel, capitolul 4, versetul 33. 30. Oare nu este acesta Babilonul cel mare? Nu e acesta Babilonul meu? Sunt cuvintele unui rege păgân. Sunt cuvintele lui Nebucadnețar. Și e un prim tablou pe care trebuie să-l țineți minte. Iar un al doilea tablou la care vă invit să privim se găsește în cartea Apocalipsei ca să vedeți cum vede Dumnezeu lucrurile la care se uita Nebucadnețar. Vă citesc din Apocalipsa 17 cu 3, 4, 5 și 6. Spune aici Ioan așa, că m-a dus în duhul într-un deșert și am văzut o femeie care ședea pe o fiară stacojie plină cu nume blasfemiatoare, având 7 capete și 10 coarne. Femeia era îmbrăcată în purpură și stacojiu, fiind împodobită cu aur, cu pietre prețioase și cu mărgăritare. Avea un pahar de aur în mână, plin cu urăciunile și necurățiile desfrânării ei. Și pe fruntea ei avea scris un nume, o taină. Marele Babilon, mama prostituatelor și a urăciunilor pământului. Am văzut femeia îmbătată în sângele sfinților și de sângele martirilor lui Iisus. Și când am văzut-o, m-am mirat foarte tare. Știți ce am constatat?
Că între cele două tablouri se întâmplă ceva. Am câteva întrebări. Pe cine simbolizează fiara? Femeia aceasta. Din Apocalips. Biserica apostaziată. Da? Toată lumea e de acord cu asta? De unde știți? Corect. Pentru că în Biblie, dacă discutăm de simbolism, femeia ilustrează întotdeauna biserica cui? Biserica lui Dumnezeu. Nu? Ilustrează pe poporul său. Bun. Sunt de acord cu dumneavoastră că biserica aceasta din capitolul 17 din Apocalips ilustrează Babilonul, o biserică apostaziată. Acum, între momentul acela din Daniel capitolul 4, un moment de infatuare, de mândrie, nu știu dacă, bine, mai ei seamănă, știți că se face paralelismul ăsta cu Lucifer, nu? Da? Nu e ceva mai mare de atât. Și momentul acesta de apostazie totală, se întâmplă niște lucruri. Dacă vă uitați cu atenție în Biblie, veți vedea că între cele două puncte, între cele două tablouri, între cele două scene, există un demers al lui Dumnezeu ca să-l învețe pe omul din biserica sa ce e binele. Este între cele două tablouri biblice un demers divin ca să-l învețe pe om să facă dreptate, să iubească îndurarea și să-l învețe poate cea mai grea lecție. Ziceați că omul smerit și omul umil seamănă cu Domnul. Asta e cea mai grea chestie pe care o poate realiza Dumnezeu un om. Să-l smerească până acolo încât să fie ca Hristos. Și l-avem pe Nebucadnețar. V-am așezat primul tablou. De obicei, când auzim numele acesta, ne gândim la Daniel capitolul 2, la un chip ciudat, o piatră care îl lovește și îl sfarmă. Ne gândim la Daniel, nu, la cei trei prieteni ai săi în cuptorul cu foc. La cine mai gândim când auzim numele său? Daniel în groapa cu lei? Nu? Deci sunt tot felul de scene care ne vin în minte. Dar să știți că Nebucadnețar acesta al Bibliei este lăsat aici pentru a ne ilustra nouă omul postmodern de astăzi, că nu te lasă Dumnezeu, că te urmărește la fiecare pas ca să te învețe lucruri necesare pentru mântuire. Oricât de mult ai fi afundat în păcat, oricât de mândru și infatuos ai fi. Între cele două tablouri și între cele două scene este un demers divin, aș spune, până la moarte, ca să ne ferească de apostazia aia totală a Babilonului. Pentru că Babilonul, să știți că beneficiază de har, ca și Filistia, ca și Israelul, ca și multe alte imperii de-a lungul timpului. Și acolo a așezat Dumnezeu lumină ca să strălucească și să ferească de apostazia aia totală de la final. Apropo de asta, știți că mulți dintre noi, dacă ne va mai prinde vremea sfârșitului, așa cum o descrie cuvântul lui Dumnezeu, vom apostazia? Vă uitați urât la mine. Dar cuvântul așa spune. Problema, știți care este? Cine o să fie aceea? Hai să ne întoarcem un pic la smerenie. Că vă întrebam adineauri, cum se învață? Cum învățăm să fim smeriți? Spuneam la lecțiune că printre primele cuvinte pe care Andres le-a învățat, de fapt nu le-a învățat, că nici nu știu de unde le-a preluat, dar pe care le rostea pocit, dar clar în poceala lui. Eu
primul. Adică el primul. Dar era ultimul în familia noastră. Cum învățăm smerenia când în ADN-ul nostru e scris de lumea asta, de păcat în care ne naștem, că trebuie să fim noi primii acolo, să avem noi tot, doar pentru noi. Dacă mergem în cartea lui Daniel și ne uităm la capitolul 1, observăm acolo un Nebucadnețar care asediază și cucerește Ierusalimul, ia o parte din vasele de la templu, le duce în casa Dumnezeului său. Însă știți ce nu știe acest Nebucadnețar descris de pana inspirată în capitolul 1? El crede că îi se cuvine, că e meritul lui tot acest demers militar. Numai că Daniel încă din versetul 2 stă să clarifice următorul aspect. Că stăpânul l-a dat pe Ioachin în mâna lui. Că Dumnezeu îi dăduse stăpânirea asupra Israelului. Și nu ne lasă să ne încurcăm. Așadar găsim un Nebucadnețar ignorant. Și să știți că acolo suntem mulți dintre noi în alergarea noastră prin viață, într-o ignoranță totală. Și vine capitolul 2, ca pe ignorantul Nebucadnețar Dumnezeu să-l ducă într-un punct. În care punct? Îi dă un vis, de neînțeles îl și uită, trebuie să-l readucă aminte prin intervenție divină, să afle o tâlmăcire și află despre piatră. Știți că în tot visul lui Nebucadnețar nu chipul e cel mai important, ci piatra. Pe cine simbolizează piatra? E împărăția Domnului Iisus Hristos, împărăția lui Dumnezeu care va fi instaurat, da? Află despre piatra, află despre Dumnezeu și pentru ambițiosul Nebucadnețar asta este o lovitură sub centură. Asta e în genunchiere. Și la acest nivel de ignoranță aude de la Daniel ceva despre Dumnezeu, despre împărăția sa, despre faptul că e limitat și că ambițiile sale nu sunt decât praf în vânt. Și vine Daniel capitolul 3 cu ambițiile care, știți, vorbeam de rădăcinile care când ți-e lumea mai dragă, dau lăstari, lăstari de amărăciune, vrea să arate că lucrurile nu sunt cum îi le povestește lui Dumnezeu. Și face un chip, 30 de metri, se spune că doar colosul din Rodos avea 35 de metri și în lumea antică depășea în înălțime statueta aceasta, tot din aur masiv. Și în tot acest tablou, cunoașteți întâmplarea din Daniel capitolul 3, trei indivizi evrei, prietena lui Daniel, nu-și pleacă genunchiul să se închine. Ajung în cuptorul cu foc și știți ce se întâmplă acolo când stătea să-i vadă cum se prăjesc? Ce se întâmplă cu ambițiosul Nebucadnețar? Ce se întâmplă? Ajunge, nu doar să audă ceva despre Dumnezeu, povestit de un tânăr evreu școlit prin Babilon, ci de data asta vede cu ochii lui. Ce vede, frații mei? Zice chiar el. Mă, n-am aruncat trei? N-am aruncat noi trei bărbați acolo? Cum de sunt patru? Și al patrulea, foarte interesant ce spune. Seamănă cu cine? Dar de unde știe el cum sunt fiii de Dumnezeu? Poftiți? Dragii mei, de data asta, Domnul nu doar că îi spune niște lucruri, ci acolo în carne și oase îl vede. Îl vede. Și mai fac un pas. Daniel, capitolul 4. Pentru ultima dată Dumnezeu îi se descoperă. Cum îi se descoperă? Din ignoranță îi spune ceva inițial, nu se schimbă prea mult. Ba chiar vrea să arate că poate, că lucrurile nu stau așa. Și duce în punctul în care să vadă.
Și parcă tot nu-i suficient. Parcă tot nu-i suficient. Și în Daniel, capitolul 4, mai trebuie să fac un pas. Mai trebuie să fac un pas. Știți care este pasul acesta? Îi mai dă un vis. Este un ultimatum. Cumva în visul ăla îi descrie din nou tot traseul lui, până unde ajunge și unde se poate ajunge fără Dumnezeu. Și într-un final se întâmplă ceea ce v-am citit la început, Daniel capitolul 4, versetul 30, și Dumnezeu n-are ce să-i facă. Trebuie să ducă în punctul în care să experimenteze smerenia. Umblarea lângă Dumnezeu. Și știți cum l-a învățat asta? Biblia spune că și-a pierdut rațiunea, mintea. I-au crescut unghii ca niște gheare. Imaginați-vă că părul de pe corp îi se transformă în așa cam pene de pasăre. Și cât stă așa? E puțin? E mult? Copacul acesta, și dacă ne uităm în Vechiul Testament, vom putea observa că în Vechiul Testament, da, în general, copacii simbolizează împărății. Înălțimea acestui copac era foarte mare, exact cum era Nebucadnețar. Mare și puternic, înălțat până la cer, se putea vedea de la marginile pământului. Dacă nu avem timp acum, dacă vă mai uitați în Ezechiel, veți vedea că este descris cedrul din Liban, Asiria. Iarăși, când zici cedru din Liban, nu știu cum e un cedru, dar îmi imaginez că e o chestie acolo. Dar dacă mergeți în Noul Testament, veți vedea că lângă copaci ăștia falnici, pe care Dumnezeu de acolo trebuie să-i reteze, să-i taie, ca să învețe ce înseamnă umilință și smerenie. Veți vedea că lângă ei Domnul Hristos așează în Matei, la capitolul 12, într-o 13, versetele 32 la 33, așează un alt copac. Și zice că împărăția cerurilor este ca un bob de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în ogorul său. E într-adevăr cel mai mic dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare. Știți de cât cine zice Dumnezeu că e mai mare grăuntele de muștar care se transformă într-un copac? Decât toate zarzavaturile. Și devine un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburile în ramurile lui. Erau cunoscute în vremea aia decât două specii de muștar. Una creștea undeva maxim 3 metri, iar alta maxim undeva la 7 metri. Adică un copac la 3 metri e mai degrabă un copăcel. Un copac la 7 metri poate fi un copac. Dar nu e precum copacul ăla mare din Daniel, capitolul 4. Dragii mei, ce vrea Domnul Hristos de fapt să ne învețe? Că în împărăția sa nu mărimea contează, nu dimensiunea, ci în împărăția sa contează calitatea sufletului. Sindromul Nebucadnețar, nu știu dacă ți-a auzit vreodată de el, dar a suferit de el omul ăsta și a trebuit Domnul să-i spună, să se lase văzut și să-l îngenuncheze, să ajungă ca animalele, ca să învețe să umble smerit. Știți ce a spus după ce îi revine mintea la loc? Eu, Nebucadnețar, ce fac? Dau slavă. Dar nu putea să dea și înainte? Nu putea? Ba da, vă spun eu că putea. Din Daniel, capitolul 1, din Daniel, capitolul 2, el putea să dea slavă lui Dumnezeu. Mulțumirea de sine, mândria, atot suficiența, să știți, dragii mei, că sunt întâlnite și astăzi în biserică. Sunt din ce în ce mai des pe buzele noastre cuvinte din acestea. Eu am făcut destul.
N-am făcut eu asta sau n-am făcut eu asta la altă? Doar datorită mie. Iar la polul opus este extrema cealaltă, să nu faci nimic. Să nu faci nimic. Nu tu studii biblice, nu tu vizitare, nu tu îmbărbătare, nu tu venit la biserică, nu tu slujire, nu tu cântare, nu tu rugăciune, nimic. Același sindrom, dus la extrem. Pentru ambele extreme ale acestui sindrom, să știți că Dumnezeu a lăsat umilința, smerenia, pocăința. Nu mai avem saci și cenușă astăzi. Unii dintre noi avem centrale pe gaz, nici cenușă nu mai avem. Dar pentru suflet există, să știți. Ce lecții luăm pentru astăzi? Dragii mei, aș vrea să nu uităm că Dumnezeul nostru, în care, înaintea căruia ne închinăm, e mare. E omniprezent, omnipotent, omniscient. E mare, frații mei. Dar pe cât de mare este Dumnezeul înaintea căruia ne închinăm, pe atât de umil este. Și a demonstrat asta, știți unde? La cruce. Iar acolo spune psalmistul că se sărută bunătatea cu dreptatea, cu harul. Acolo sunt înțelese lucruri de neînțeles. Iar când noi, aici pe pământ, într-o lume care nu ne încurajează la asta, exercităm în viața noastră, experimentăm în viața noastră umilință, smerirea sufletului, experimentăm, dragii mei, o parte din Dumnezeu. Venim mai aproape de inima Lui, suntem mai aproape de sufletul Său. Mi se pare foarte interesant cum Dumnezeu a trebuit să-L ducă pe acest împărat într-un punct în care să-și piardă mințile, să fie ca animalele, ca să învețe ce înseamnă smerenia și umilința. Știți cum a demonstrat Domnul Iisus Hristos smerenia și umilința? Cum ne-a arătat cum se face? Se spune că la un moment dat Lawrence Turner, un profesor de la Newbold College, a slujit ca pastor pe coasta de est a Statelor Unite ale Americii și la un moment dat la școala de sabat, în grupa lui pe care o conducea, tot venea un domn. Și azi așa, mâine așa, au început să se cunoască, îl chema așa pe românește Ion, John în limba americană. Au început la școala de sabat să aibă un dialog, să se mai întrebe de sănătate și la un moment dat au venit jocurile olimpice. Și știți cum e. Vrând nevrând, bărbații pasionați de sporturi se mai întreabă și de astea. Și pentru că erau la școala de sabat și că toată lumea vorbea despre jocuri olimpice și toate astea, l-a întrebat pastorul dacă s-a uitat săptămâna trecută la televizor și dacă cineva a urmărit jocurile astea olimpice. La care el a răspuns simplu, da, m-am uitat și eu. E, îți plac jocurile astea? Ai alergat vreodată la vreo competiție? La care omul zice, da, am participat și eu, puțin. Bun, și ai câștigat vreo medalie? Știți, pastorul deja era... Zice, da, am obținut o medalie. Bun, și care-i cel mai mare trofeu? Păi zice, am luat aur la jocurile olimpice. Era John Woodruff, medaliat cu aur la Olimpicele de la Berlin 1936, proba de alergare 800 de metri, 52,9 secunde. Olimpic, medaliat cu aur și membru la școala de sabat. Să aveți în voi gândul acesta. Gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Filipeni 2, 5 la 8. El măcar că avea natura lui Dumnezeu, n-a considerat să fie una cu Dumnezeu, că a fi una cu Dumnezeu este un lucru de apucat. Ci s-a dezbrăcat pe sine, luând natura unui rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.
Spunea sora Ilzi, când a încheiat aici, rapid, așa, școala de sabat, că pentru a frânge aripile egoismului, pentru a nu fi fățarnici, dacă vreți să adaug și pentru a învăța să fim smeriți, vă aduceți aminte ce a spus? Ce trebuie să facem? Trebuie să-L întâlnim pe Dumnezeu. Să facem ceea ce face El. Și aș vrea să nu uităm, dragii mei, că fiecare dintre noi, la un moment dat în viața noastră, avem un moment din acesta de genul celui pe care l-a avut Nebucadnețar acolo sus, pe zidurile cetății. Un moment în care ești mulțumit, ești satisfăcut cu ce ai acasă, cu copiii tăi, cu familia ta, cu business-ul tău, cu biserica ta. Tocmai asta spunea Vali. Ne simțim bine aici, e frumos, că asta clădim împreună. Dar mai e un alt moment în care Babilonul apostaziază. Și între cele două momente aș vrea să nu uitați niciodată că există un demers divin ca să ne învețe să facem dreptate, să iubim îndurarea și să fim smeriți. Doar așa aici pe pământ putem face binele, doar așa putem spera la viață veșnică și doar așa, când biserica va avea scris pe frunte Babilonul și mama prostituatelor, nu vom face parte din cercul ăla de oameni care apostaziază. Vă doresc din suflet să-L întâlniți pe Dumnezeu în Scriptură, în rugăciune, în momente din cămăruță, aici la biserică și să-L luăm fiecare în viața de zi cu zi, să-L lăsăm să ne inspire gândul Său, viața Sa, fapta Sa. Iar la final, când se va trage linie, să nu fim găsiți prea ușor. Multă binecuvântare. Amin.